Zânele de pe piscul lui Merlin. Acum 3 secole și jumătate, era un om care lucra la o fermă scoțiană. Omul era zilier, adică făcea orice fel de muncă îi dădea stăpânul său. Într-o seară, stăpânul l-a trimis pe zilier la capătul unei mlaștini ca să culeagă toată turba de acolo. Nerăbdător să facă ceea ce ceru stăpânul său, zilierul a plecat și a fluierat în timp ce lucra. Într-o oră, culesese destulă turbă. Dintr-o dată, în fața lui, a apărut cea mai mică femeie pe care o văzuse vreodată. Ție ți-ar plăcea dacă te-am lăsat fără acoperiș deasupra capului? Ce? Cine ești? Nu contează cine sunt, nu e treaba ta. Pune turba înapoi de unde ai luat-o. Acum! Și nu ne mai deranja, te rog, niciodată! Da, doamnă, imediat! Speriat, zilierul a făcut ce i s-a cerut și a pus turba înapoi de unde a scos-o. Apoi s-a dus repede la stăpânul său de la fermă. Domnule, nu trebuie să ne mai mergem niciodată în partea aceea a mlaștinii! Ce vrei să zici? Acolo sunt zâne și am fost avertizați de ele. Nu trebuie să ne mai atingem de turba aceea. Ești bine? Ce fel de om normal la cap crede în zâne? Nu îndrăzni să cauți scuze penibile pentru lenea ta. Crede-mă, stăpâne, am întâlnit una când eram acolo. Era mică. Ajunge! Se pare că ai adormit și ai visat. Acum, du-te și fă ce ți-am cerut sau te voi concedia, meștere, e clar? Așa că zilierul n-a avut de ales și s-a întors în mlaștină ca să scoată turba iar. În timp ce făcea asta, tremura, fiindu-i frică că zâna cea mică va veni și îl va pedepsi. Dar nu s-a întâmplat nimic. Au trecut săptămâni, luni, ba chiar un an întreg. Zilierului nu i s-a întâmplat nimic ciudat. Poate că stăpânul avea dreptate. Cred că am visat. Ha! Ce tâmpit am părut că m-am dus așa speriat la el. În sfârșit, a venit o zi de toamnă. Trecuse exact un an de când zilierul se întâlnise cu zâna. Tocmai se terminase lucrul pe ziua aceea. Pot pleca, stăpâne? Ce zici? Da. Să știi că sunt mulțumit de munca ta, prietene, așa că îți dau o recompensă, iar urciorul acesta cu lapte. Poate că soția ta îți va face o șarlotă azi. Mulțumesc, stăpâne, mulțumesc mult! Apoi, zilierul a plecat acasă. Ce bucuroși aveau să fie soția și fiul lui văzându-l cu atâta lapte. Pe drum fluiera în timp ce mergea. Însă, dintr-o dată, a început să se simtă obosit, mai obosit ca niciodată. Era incredibil că încă nu ajunsese acasă. Zilierului era atât de somn încât simțea că nu mai poate face niciun pas, așa că s-a așezat pe iarbă și a adormit. A fost trezit de cea mai dulce muzică pe care o auzise vreodată. Unde sunt? Unde sunt? Bună! Te-ai trezit în sfârșit? Sus! Vino să dansezi cu noi! Zilierul a văzut o grămadă de zâne mici care dansau. Ho-ho-ho! Vino să dansezi cu noi! Nu știu să dansez! Muzica te va învăța! Și bineînțeles, muzica era atât de frumoasă încât zilierul simțea o bucurie înăuntrul său și a pierdut noțiunea timpului cât a dansat. Simțea că muzica e înăuntru lui, dansând prin el. Apoi, dintr-o dată, se crapă de ziua, repede toată lumea. Toate zânele au dispărut sub pământ și l-au luat pe zilier cu el. Acolo, el s-a uitat cum oamenii mici își făceau treaba, tot felul de lucruri curioase pentru el. Era ciudat, însă nu s-a gândit la casa lui nicio secundă.
Apoi, zâna pe care a văzut-o prima oară a venit la el. Ești aici de mult timp, iar turba pe care ai scos-o a crescut înapoi. Pleacă acum! Da, mulțumesc! Dacă tu vei zice cuiva ce ai văzut aici, vei primi o pedeapsă de neimaginat. Eu? Promit! Da, să nu zic nimănui. Și dintr-o dată, zilierul s-a trezit în același loc în care a adormit. Urciorul cu lapte era încă acolo. L-a luat și a plecat acasă. Dar ce era asta? Coliba sa se schimbase. Acolo se juca un băiețel curios. Atunci s-a dus la nevastă sa. Nevastă? Acela cine e? Tu? Unde ai fost? Nu pot să zic, dar... Dar unde ai fost în anii aceștia? Ce ani? Stăpânul mi-a dat ieri un urcior cu lapte? Ieri! Te-am căutat de aproape 7 ani! Cum ai putut să pleci, să mă lași pe mine și pe fiul nostru? Fiul nostru? El e fiul nostru? Dar am lipsit doar 7 ani! Deci asta a fost pedeapsa. O zi pe tărâmul lor durează 7 ani aici! Zilierul își primise pedeapsa. Deseori ne bazăm prea mult pe forțele naturii. Nu știm dacă copacii, florile sau iarba au zâne în ei. Dar dacă suntem răi cu natura, vom fi pedepsiți. O pedeapsă pe care o merităm din plin. Sfârșit!